Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte cerul va fi mult mai noros și temporar vor fi precipitații slabe pe arii extinse. În Transilvania vor predomina ninsorile, în Banat și Crișana vor fi mixte, iar în Moldova, Oltenia și Muntenia vor fi mai ales ploi. Temperaturile minime se vor încadra între minus 5 și 3 grade. Mâine vor fi intervale cu precipitații slabe, sub formă de ninsoare la munte. În Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei și pe arii mai restrânse, mixte în Banat și Crișana. Precipitații slabe, mai ales ploi și Lapoviță, vor fi izolat și în Oltenia, Muntenia și posibil în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade. Caracteristici agrometeorologice. Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Conținutul de umiditate din sol va prezenta valori scăzute local în nordul Munteniei, sudul, sud-vestul și izolat nord-estul Moldovei, sudul Transilvaniei. Starea de vegetație a culturilor agricole. La culturile cerealiere de toamnă se va semnala repausul biologic în cea mai mare parte a regiunilor agricole, iar în zonele de câmpie, datorită regimului termic mediu din aer și sol, mai ridicat decât în mod obișnuit, vor fi posibile reluări lente și temporare ale proceselor vegetative. În semănăturile efectuate în epoca optimă, viabilitatea nodului de înfrățire nu va fi afectată de temperaturile minime negative din aer și sol, îndeoseb pe terenurile unde plantele vor fi protejate de existența stratului de zăpadă. Totodată, pe suprafețele fără strat protector de zăpadă, atât în culturile semănate în epoca optimă, cât și în cele tardive, plantele vor fi expuse frigului, fiind în continuare afectate parțial prin brunificări și necroze ale vârfului frunzelor. Orzul și grâul de toamnă vor înregistra fazele de răsărire, formarea frunzei a treia și înfrățire, starea de vegetație fiind bună și medie, respectiv medie și slabă în semănăturile tardive. În sudul, sud-estul și estul țării, rapița înființată în epoca optimă se va afla la înfrunzire, uniformitatea și vigurozitatea culturilor menținându-se în general bună și medie, respectiv medie și slabă pe suprafețele unde s-au produs deprecierea aparatului foliar, frunze înghețate parțial sau total, în zilele geroase din intervalele precedente. În toate plantațiile, pomii fructiferi și vița de vie își vor continua repausul vegetativ, speciile fiind pe ansamblu bine adaptate la condițiile de iernare. Recomandări de specialitate. Controlul biologic sistematic pentru determinarea viabilității plantelor la culturile de toamnă, precum și a mugurilor de rod la pomii fructiferi și vița de vie. Efectuarea lucrărilor de întreținere în plantațiile pomicole și viticole. Transportul îngrășămintelor organice în câmp. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.